Bună ziua tuturor acasă, suntem aici pe Esplanada Parlamentului European în Bruxelles, unde stau astăzi de vorbă cu bunul meu prieten și coleg Cristian Bulumac, care este candidat român aici în diaspora. Trebuie să vă spunem că astăzi, anul ăsta, a avut loc o revoluție în Bruxelles, urmează alegeri locale în 14 octombrie și foarte mulți români au decis să facă pasul înainte, așa că întreb direct. Astăzi, de ce ai decis să faci pasul și ce urmărești prin campania ta? În Etterbeck sunt mai mult de 100 de naționalități reprezentate, 40% din populația comunei nefiind de origine belgiană. Și în condițiile astea am ajuns, ca în mandatul trecut, pe lista Ecolo Crân, să se găsească și unul dintre viceprimari de origine olandeză, primul viceprimar de altă origine decât belgiană. Ei bine, totuși, acele minorități nu sunt reprezentate la momentul de față, nu găsești aceeași repartiție în Consiliul Local și am zis că se poate face ceva. Putem să încercăm să îi convingem pe oameni să se implice mai mult și împreună să facem ca regiunea în care locuim noi, comuna noastră, să fie reprezentativă, să aibă câte ceva din fiecare specific cultural. Foarte frumos, ai folosit cuvântul minorități. Îmi place cum sună asta, minoritatea românească în Bruxelles. Poate mulți acasă te vor întreba, Cristian, n-ai vrea mai degrabă ca românii să meargă acasă să candideze, de ce candidezi aici și nu acasă? Da, nu neapărat să meargă acasă pentru o candidatură sau pentru... Sunt sigur că în diaspora există români care ar face treabă foarte bună în funcțiile din România, aleși ca și consilieri, primari, parlamentari. Dar ei sunt aici pentru altceva decât pentru politică. Ei aici au o viață, o altă viață, poate mai bună decât cea din România. Dar o viață e complet atunci când te implici în comunitatea din care faci parte. Și asta se întâmplă în Belgia sau în România. Dacă tot au ales să vină aici, aici pot să facă și ceva, pot să îmbunătățească lucrurile. Poate ar fi mai bine să nu mai fim nevoiți să ajungem în Belgia, ci să rămânem acasă unde să avem o viață la fel de bună și atunci să ne implicăm și local acolo. Deci tu consideri, practic, că românii aceștia care candidează aici, nu ești tu, sunt alții, pot să ajute și acasă prin candidatura lor de aici? Desigur, pentru că, în primul rând, schimbăm percepție. Schimbăm o percepție despre români, le arătăm că noi putem să fim oameni muncitori, putem să facem lucruri bune, putem să aducem un plus de valoare, oriunde unde suntem. Ceea ce înseamnă că și România, la rândul ei, este văzută mai bine. Este puterea exemplului personal. Cristian, îți mulțumesc că faci o impresie mai bună de genilor despre România și europenilor la fel. Eu îți urez foarte mult succes, cred că și cei de acasă îți urează la fel. Unde te urmărim, pe ce te urmărim, pe ce listă ești, cum ai ajuns pe acea listă? Mai spune-ne două, trei cuvinte de... Da, la momentul de față sunt pe lista Ecolo Crân. Partidul Verde Belgian are practic două laturi, una valonă și una flamandă, vorbitor de limba franceză sau vorbitor de olandeză. Lista lor are 14 naționalități. Așa cum spuneam, sunt 100, mai mult de 100 de naționalități în Etterbeck. La alegerile de data asta s-au înscris 28 de candidați în toate partidele de altă naționalitate decât cea belgiană. 14 dintre ei se regăsesc pe lista Ecolo, pentru că Ecolo a încercat să reflecte în lista candidaților diversitatea culturală a comunei. Și practic de aia sunt pe lista lor, pentru că există atât o compatibilitate de valori și de idei și în același timp o compatibilitate de obiective, de faptul că vrem într-adevăr să avem reprezentare reală a tuturor celor care sunt în comun. Dragi prieteni, l-ați auzit pe Cristian Bulumac, vrea să schimbe și să îmbunătățească reputația României aici în Bruxelles și în Europa în general, vrea să aducă reprezentativitate pentru România în Belgia. Suntem la limita comunei Etterbeck, unde candidează. Ați auzit detaliile listei, vă încurajez să mergeți să votați și vă încurajez pe toți în diaspora să vă implicați acolo unde sunteți, să vă implicați acasă, să vă implicați, să faceți pasul. Salutări, succes, Cristian! Mulțumesc!